Salut, camarați, bună dimineața! Uite, e vreo 10 și ceva, cred. Mă așez și eu la masă, că astăzi am mult de muncă, am fost și am dat la păsări, că mă duc acum în fiecare zi la păsări, mese și mie un bănuț în plus, vreo 6 milioane în plus pe lună, îmi prinde bine. În curte acolo sunt niște corcoduși care cad pe jos, o să aduc să fac compot de corcoduși, că destul de departe de trasee de-astea cu noxe. Și mănânc și eu ceva la repezeală, că după amiază mă duc. Camaradul meu mai are încă un apartament de golit pe Batiștei pe acolo și mă duc 3-4 zile să-l ajut, mai mese și mie un bănuț, mai îmi dă și mie cât un mic cadou, că știți, cadourile întrețin prietenia, nu? Și el oricum e un camarad de la răcoare, de la suferință, da? Nu pot să-l las singur. Uite, mi-am luat și eu la repezeală 3 mititei aburiți, să vede că sunt aburiți, 2 felițe de pâine de grâu, nelipsitul ceai de peliniță, vă recomand, ceai de peliniță, e un pic amărui, dar vă face bine la orice, știți? Beți cu încredere. Foarte sănător, fără zahăr, fără miere, nimic. Așa, ceaiul simplu, cum îl vedeți. Ăsta e ceai de peliniță. Așa? Și am un pic de muștar, muștarul meu preferat, tecuci. Cum v-am arătat, 2 felițe de pâine de grâu, pâine neagră. Mâncați pâine neagră, nu mâncați pâine albă, că nu e sănătoasă. Eu nu mănânc aproape deloc pâine albă. Am un pic de sare, am și un pic de apă plată de la frigider, apă rece. Deci o masă așa simplă, haiducească, câmpenească, românească. Hai că mănâncă, după aia se răcește și sper să vă fac și câteva clipuri. Astăzi trebuie să mă duc să plătesc încă ceva la întreținere, deci am mai multe, dar le rezolvăm, ne încadrăm așa pe la 2-3, vine să mă ia camaradul meu cu mașina, să mergem să încărcăm acolo, să băgăm în cutii, în cartoane. La 6 trebuie să fiu aici, să facem o fereastră de timp ca să-mi plătesc o parte din întreținere. Restul le fac așa după aia, oricum. Acum am văzut și eu un drum mai scurt ca să ajung acolo la găini, știi, mă duc câteva stații cu tramvaiul, după aia iau o mașină și mă las acolo, deci chestie de vreo jumătate de oră, 40 de minute, e de ce, mai mult fac pe drum decât muncesc acolo la găini, dar asta e. Sper că sunteți bine, sănătoși, am dormit binișor, sper că și voi la fel. Vă doresc o zi frumoasă, minunată, cu bucurii, cu satisfacții. Vă doresc să aveți grijă de voi, stați cu urechile ciulite și fiți cu ochii deschiși, știți? Dormiți cu ochi deschiși ca iepurele, știți? V-am pupat să aveți o zi minunată. Rămânem precum catarii, umăr la umăr, pe drumul vieții. Pa, camarați!